Salut, Ebolas aici. Azi o să vă vorbesc, nu o să mai fac un filmuleț, o să vă vorbesc despre gaming în România, despre această industrie care se află la început, cum se află cam toate lucrurile în România. Mă rog, această industrie de gaming este aproape inexistentă. Încercăm să o dezvoltăm pe cât posibil, încercăm să creăm comunități, să organizăm concursuri, să facem tot felul de lucruri pentru a ajuta gamingul în România. După cum puteți observa, mai nimeni nu cumpără jocuri originale în România, toată lumea le ia de pe net, cred că, uite, asta fac și eu în mare parte, deci nu vă condamn. Totuși am ales să cumpăr, de exemplu, StarCraft 2, mi s-a părut un joc genial, probabil cel mai bun real-time strategy la ora actuală. Mă rog, opțiunea a fost să-l cumpăr, să-l joc, e opțiunea fiecăruia, deci nu vă sugerez să-l cumpărați acum dacă nu l-ați cumpărat. Vreau doar să vă spun că unele jocuri chiar merită banii, nu este o risipă de bani, nu e să zici, bă, de banii aia mă duceam în club și beam până dimineață și cădeam sub masă și vai ce mă distram. Bine, acum să nu înțelegeți nici că îi critic pe cei care se duc în cluburi și beau sau se distrează în felul acesta, e opțiunea fiecăruia, fond și la urma urmei, dar vreau să vă spun că este o mentalitate oarecum greșită a unora dintre români care percep jocul pe calculator ca fiind ceva total copilăresc și naiv. Fai, frate, ce... Tu ai încă 18 ani și te joci pe calculator, mai ești copil, ar trebui să te duci și tu în cluburi, să agăți, să bei, să... Bine, n-am nimic împotrivă încă o dată, deci toată lumea se duce în cluburi din când în când, toată lumea mai bea, toată lumea se distrează, e ok, viața socială e foarte importantă, nici de cum nu vreau să vă sugerez să stați în fața calculatorului 24 de ore și să... vă jucați în disperare. Eu sunt într-adevăr un gamer mai pasionat așa, nici eu nu dorm în fața calculatorului, dar vreau să vă spun că nici de cum nu este o chestie copilărească sau naivă să te joci pe calculator. Este total greșit înțeles acest aspect. Se pot face lucruri interesante pentru gaming, pentru această industrie, poate fi o reală sursă de câștig, o adevărată putere pentru țările europene, de exemplu, sau nu mai vorbesc de cele asiatice. Gamingul reprezintă o sursă foarte, foarte bună de venit și nu neapărat de venit, dar și de distracție. Sunt pe internet foarte multe filmulețe, foarte multe comunități, site-uri. De aceea vreau să vi le prezint și pe cele din România. De exemplu, la StarCraft 2 este un site care se ocupă foarte des de organizarea competițiilor online cu premii în bani și gaming gear, starcraftee.ro. Acest site este unul cu specific de StarCraft, după cum puteți intui din nume. Acolo se publică diverse știri, articole, date despre StarCraft, se organizează din când în când concursuri pentru amatori, pentru profesioniști, după cum vă spuneam, cu premii foarte bune. De asemenea, este site-ul pentru care înregistrez și fac vidcasting, StarCraft 2-vidcast.ro. O să vă las toate aceste adrese la descriere. Aici, pe site-ul celor de la Vidcast, puteți găsi o groază de filmulețe comentate, showmatch-uri din competiții internaționale, pe plan național, puteți găsi tutoriale pentru StarCraft 2, pentru toate cele trei rase. Avem o echipă formată din membrii, de exemplu, Tran este Crusader, eu acopăr partea de Protoss și... binecunoscutul Death Angel, probabil cel mai bun jucător de StarCraft din România la momentul actual, acoperă partea de Zerg. Avem o echipă, zic eu, profesionistă, tratează totul cu seriozitate, încercăm să ne autoperfecționăm, să vă oferim filmulețe de calitate din ce în ce mai bună, atât video cât și audio. Încercăm să vă răspundem la cererile voastre pentru anumite tutoriale. De asemenea, vreau să vă rog să ne trimiteți părerile voastre, comenturi, subscribe-uri, like-uri, tot acest feedback reprezintă un adevărat motor pentru această industrie de gaming online. Este de fapt cea mai importantă parte. Dacă voi, privitorii, membrii comunităților,
aveți o reacție pozitivă sau negativă, dar o reacție exprimată într-un fel sau altul este foarte bine, ne ajutați extraordinar de mult. Practic, voi sunteți cărămizile ce se pun la baza acestor industrii. Nu vreau să vă simțiți jigniți că v-am făcut cărămizi sau ceva, nu. Este metaforic sensul, puteți să intuiți că, așa cum bine vă spuneam înainte, cea mai importantă parte probabil pentru dezvoltarea acestor comunități nu sunt neapărat cei care o organizează sau administrează astfel de acțiuni, ci mai degrabă voi, cei care urmăriți aceste filmulețe sau aceste prezentări, cei care intrați pe site-uri, cei care lăsați acolo subscribe, comment, like și așa mai departe. Foarte important este feedback-ul, este practic tot ce contează online. Vreau să vă rog să-mi trimiteți, dacă rezonați cu ceea ce am spus până acum, părerile voastre despre gamingul din România sau părerile voastre despre ce am spus eu aici, să dați subscribe, like, orice tip de comment, aștept din partea voastră cât mai mult feedback, pentru că de fapt asta ne indică pe mai departe ce proiecte să avem, ce să facem, puteți să ne sugerați anumite lucruri, să ne dați idei inovatoare, ce v-ar plăcea să vedeți, ce tutoriale să facem, ce replay-uri să comentăm, totul este binevenit. Să vă prezint și site-ul de Dota, recent am deschis și un site de Dota, www.dota-vidcast.ro. Acolo la fel ne ocupăm de videocasting, de tutoriale din Dota, știri din Dota, concursuri, acoperim toate aceste elemente, încercăm cât mai mult și cât mai bine pentru voi, să vă punem la dispoziție cât mai multe site-uri, cât mai multe forumuri, comunități, cât mai multe videouri și tutoriale de calitate cât mai bună pentru a avea de unde alege. Eu consider că există foarte mult potențial în România, că această industrie este în plină ascensiune, putem, dacă încetăm cu o mentalitate greșită și ne implicăm mai mult, să valorificăm și să fructificăm toate aceste promovări sau campanii de promovare, inițiative din partea unor administratori de astfel de forumuri sau site-uri. Eu încerc să fac cât mai multe, să mă implic și în videocasting și în news coverage și să fac și aceste comentarii ocazional despre diverse elemente. Cred că românii, de exemplu, în acest moment nu apreciază foarte mult inițiativele acestea, sau majoritatea românilor nu le apreciază. Am fost plăcut surprins să văd că mulți îmi trimit comentarii de genul țineți-o tot așa, faceți o treabă bună, în sfârșit cineva se implică. Vreau să văd din ce în ce mai multe persoane că se implică. Să văd așa pe fiecare zi mai multe persoane, mai multe nume, cum postează pe forum, cum postează pe site. Chiar din curiozitate, chiar dacă nu sunteți împătimiți ai jocului de StarCraft sau de Dota, puteți intra din curiozitate. V-a spus un coleg, intrați și voi, ia mă, ce-au făcut ăștia, parcă făceau niște filmulețe interesante, parcă, nu știu, mi-a spus cineva că erau niște melodii acolo pe background-ul unui filmuleț, să văd și eu despre ce e vorba, urmăriți, nu vă cere nimeni să intrați zilnic sau să stați cu orele, nu vă cere nimeni, nu e absolut niciun fel de taxă, deci totul se face fără nicio obligație, fără bani, puteți să intrați, să vă exprimați o părere, să dați un like, un subscribe, orice feedback este binevenit. De asemenea, mi-ar plăcea să văd că tot mai mulți se implică în astfel de acțiuni de a promova gamingul, tot mai mulți înființează site-uri, forumuri, concursuri, organizează tot felul de evenimente, atrag sponsori pentru a oferi premii celor înscriși și pentru a dezvolta treptat aceste comunități. Vreau să văd cum de la o zi la alta ne extindem, trecem la un alt nivel. Vreau să văd că tot mai mulți români tind spre această mentalitate modernă, spre această contribuție la socializarea online, la
gamingul online, la absolut orice, n-am nimic împotrivă cu cei care intră pe Messenger sau pe Facebook și își petrec acolo timpul, nu e nicio problemă, este, mă rog, tot felul lor de a se manifesta, tot un fel de feedback, totul online este în regulă. Nu vreau nici să vă sugerez să pierdeți foarte mult timp în fața calculatorului, este suficient câteva ore pe zi pentru a juca ceva interesant, pentru a vedea un filmuleț interesant sau pentru, mă rog, a citi un articol sau a scrie ceva, este chiar în regulă. Dacă, repet, dacă rezonați cu tot ce am spus eu în acest mic discurs, vă rog să-mi spuneți, să-mi lăsați părerile, comentariile, să dați like, unlike, subscribe, ce considerați. Vreau să văd cât mai mult feedback la acest filmuleț pentru că l-am făcut special pentru a-mi exprima anumite păreri, pentru a trasa niște linii generale cu privire la ce se întâmplă în momentul actual în România cu această industrie de gaming. Nu vorbim de alte lucruri, că nu cred că s-ar potrivi să discut despre autostrăzi care sunt practic tind spre zero sau economia care nu există sau, mă rog, acțiunile guvernului și a actualilor politicieni. Nu vreau să intru în astfel de discuții aici, nu este momentul, nu este locul, nu detaliem, dar referitor la industria de gaming vreau să fie altfel, să fie pe cale de dezvoltare chiar și în această țară, așa cum este, cu toate defectele ei, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul, cum ar spune Mircea Badanu. Deci trăim în România și trebuie să facem ceva. Noi reprezentăm practic țara. Ce se face în această țară va fi la un moment sau altul reprezentat de acțiunile noastre. Deci v-aș ruga să ne susțineți în demersurile noastre și să ne ajutați să promovăm gamingul și întreaga industrie. Eu sper să mă urmăriți, să mă ascultați și să rezonați cu ceea ce spun, să lăsați aici părerile voastre, să-mi dați comentarii, să intrați pe site-urile menționate, o să vi le las și la descriere, la fel și adresa mea de mail. E strict acest filmuleț pentru feedback-ul vostru. Vreau să știu ce credeți și am simțit nevoia să-mi exprim așa niște păreri în linii mari și chiar aștept, sunt foarte curios și aștept să văd ce aveți de spus. Și sper că tot mai mulți o să puneți umăr la umăr și o să ne ajutați să promovăm această industrie. Până în data viitoare, eu sunt Ebolas și vă mulțumesc. La revedere!